să vedeți o chestie super tare aici în Sri Lanka. Asta este prima mea zi și am vrut să iau un Uber, iar în momentul în care am apăsat acolo pe aplicație, în Uber, poți să chem taxi sau poți să chem tuk-tuk, frate. Și acum sunt în tuk-tuk, care este extraordinar de ieftin. Pentru vreo 6 km puteți undeva la sub 4 lei, cred. Ăsta este bulevardul principal din zona în care stau eu, cea mai turistică zonă, Kolupitaia sau Kolupitia, nu știu exact cum se numește. Dacă n-ați văzut vlogul în care vă arăt cum am ajuns aici, cum frumos în descriere, practic este vlogul anterior. Și astăzi vreau pur și simplu să filmez așa câteva chestii random, pentru că sunt ceva aspecte ale acestui oraș care pur și simplu m-au șocat și astea sunt mai mult legate de ceea ce se întâmplă noaptea pe aici. Vă rog din suflet să nu uitați, să țineți minte de feeling-ul pe care vi-l dă acum această zonă, dacă vă dă vreun feeling, și pe urmă să comparați cu cum se prezintă bulevardul ăsta noaptea. Pe mine chestia asta m-a șocat și de-aia trebuie să spun că acest oraș Colombo, capitala Sri Lankei, îmi dă cele mai dubioase senzații pe care le-am trăit vreodată de când călătoresc. O să vedeți de ce la noapte. N-am mai văzut până acum capitală în afara, cum se numește, în afara de San Salvador, n-am mai văzut o capitală mai dubioasă ca asta. Dacă și taximetristul care m-a adus în momentul în care i-am spus că intenționez să stau aici, cum îi zice, 3 zile, mi-a zis, dar ce să faci pe 3 zile mai aici? Pleacă mâine. Deci dacă taximetristul mi-a spus treaba asta, vă dați seama. Deci a Buckland. Buckland adică de la Buci. Ia, hai să o luăm așa pe aici. Buckland Bookstore. E, nici nu. Ce e aici, mă? Deci nici măcar nu pot să caracterizez acest loc foarte mult. Uite, păi, ce dubios. Hai să o luăm așa pe aici. Nici măcar nu pot să caracterizez acest loc foarte bine, sincer să fiu. Pentru că e mega, mega ciudat. Hello. E mega dubios. Și ăștia ăstora le-am zis hello și nu m-au băgat în seama oamenii. Da, cred că se... Vă dați seama că oamenii nu se simt bine în momentul în care îl văd pe un tâmpit cu camera. Dar fără discuție, deci nu mi se pare deloc safe. Și în fine, știți că aici au avut ăștia probleme și cu atentate. Poate nebune. Bă, acum chiar se vede bine imaginea. Uite, și pe obiectivul wide, ultra wide, e decent. E mai bine așa. Ia să vedem ce au aici. E o ceremonie. Nu cred că am voie să intru, că să mă descalț. Dar nu știu ce fac ăștia aici. Nu știu, mi se pare mie, dar oamenii sunt cam ostili în momentul în care se uită la tine. Ok, deci așa de aici sunt budiști. Aia statuie hindu, dacă nu mă înșel. Foarte, foarte ciudat. Aseară când am ajuns, uite pe ăștia aici. Aseară când am ajuns, l-am întrebat pe taximetrist, domne, ce religie au oamenii? Și mi-a zis, păi, de toate. Sunt și creștini, catolici. Ia uite-mă ce e aici. Rio Ice Cream. Mamă, dacă de mulți oameni sunt. Ia. Toată lumea asta stă aici. Uitați-vă cât de ciudat. Sunt un milion de oameni care stau la masă și nu consumă nimic. Ce trebuie să fac ăștia aici, toți? Ăștia sunt cu telefoanele sau sunt câțiva înăuntru la casă. Uite. Durian milkshake 300.
Nu știu dacă mă credeți, dar eu încă nu știu cât înseamnă să fac conversia din lei în rupiile sau ce folosesc ăștia aici. Habar n-am nici cea mai vagă idee. Aici e baie. Deci oamenii ăștia stau la mese, mulți dintre ei, fără să fi comandat nimic, bă. Eu sunt și super bronzat acum, deci sunt super bronzat. Adică mulți dintre ei se pot gândi că, cine știe, sunt și eu de-al locului, dar așa, poate mai, puțin mai westernizat, să zicem. Mie mi se pare că orice capitală sau orice țară de pe această planetă, ia uite pe ăștia, ca orice țară de pe această planetă, trebuie să, bă, în momentul în care nu-ți oferă iluminat public, ok, ăla este momentul în care poți să spui despre țara respectivă că într-un fel sau altul promovează sau protejează criminalitatea, frate. Pana mea, ia, uite, uitați-vă la ăștia, stați puțin. Uite pe ăștia de pe dreapta, nu știu ce dracu vinde ăsta aici. Ce la frate, vinde o pasăre? A, nu, vând o glinz, măi, mă, nu, uite. O glinz, nu, o glinz, mă. What is this? Ah, crabs. How much is one crab? One crab? Yes. 700 rupees. Ah. Da. Din păcate n-am ce să fac cu crabul lui. Unde dracu? 700 de rupii. Nu știu cât înseamnă. Deci ați văzut? Oameni care random merg pe stradă noaptea la ora asta cu niște crabă. Bă, Doamne. Uite, hai să mergem pe acolo. Să vă arăt alte chestii și mai dubioasă. Că vă speriați când vedeți acum. Deci în partea asta este, nici nu știu, dar cred că ar trebui să fie oceanul indian încolo, nu? Mamă, știi cum poate să-mi fure cineva telefonul din mână acum? Uite, acolo e o vulcanizare, dar vreau să traversăm să vă arăt aici ceva out of this world. Nu știu cât o să dureze video-ul ăsta. Mă întorceam spre casă și când am văzut, așa, thank you. Era să le zic și ăstora, makasi, cum ziceam în Indonezia. Deci, fiți atenți, da? Aici este șina de cale ferată. Trebuie să avem grijă la tren. Nici nu știu dacă trece trenul pe aici. E așa decorativ ăsta. Deci în partea asta, dacă nu mă înșel, deci asta ar trebui să fie, cum îi zicem, asta ar trebui să fie oceanul. Și dacă nu mă înșel, e oceanul indian. Și sunt oameni care vin și stau așa la plajă aici ca nebuni pe jos, în întunericul ăsta, frate, dacă vă vine să credeți așa. Uite, acolo sunt unii care cred că joacă barbut. Dar nu pot să-mi dau seama. Aole, Doamne, deci cum trăiesc oamenii ăștia. Voi nu știți povestea cu mine și cu Vlăduț în San Salvador pe 25 noiembrie 2017, când am plecat din... Unde plecam, mă? A, din Honduras. Mergeam către Guatemala, la Raul. Ia uite și pe ăsta. Și din... Când am ajuns în San Salvador, am ajuns noaptea cu Vlăduț pe la ora, nu mai știu, 1, eram cu basul. Și am avut un stopover acolo de, nu știu, 6 ore. Am ajuns frumos la hotel, era un hotel vai mama lui. Doar că eu am întrebat, doamne, nu puteți să ne mutăm la hotel? Și era noapte și oamenii au zis, bă, puteți să vă mutați, dar noi vă recomandăm să nu ieșiți din hotel. Eu cu Vlăduț? Cum adică să nu ieșim noi din hotel? Păi am fost noi cu Pope, am fost noi în Columbia și nu ieșim din hotel. Băi, și când ieșim, gardianul, tipul care avea grijă de... Gardianul, de la intrare, da, portarul, băi, era un om la vreo 60 de ani, micuț, 1.50, avea o pușcă mai mare ca el, dacă vă vine să credeți așa ceva. Omul ne spune că e mult peligros, nu e peligros, eu zic, bă, știi ce, nu mă interesează că e peligros, să mergem. Am lăsat camera în cameră, aveam o vai mama ei, de cameră, mi-am lăsat acolo aparatul de filmat, telefon, tot, și am plecat cu Vlăduț, pe stradă. Noaptea în San Salvador, una dintre cele mai periculoase capitale ale acestei lumi. Băi, și la un moment dat trecem pe lângă unul, se pișa pe stradă, altul avea un cuțit în mână, fugea, nu știu ce. Unul a venit spre noi, vorbea, nu știu ce dracului voia. A, uitați-i pe... Asta credeam că are o bâtă. Nu, nu e o bâtă, e o umbrelă. Așa? Băi, și asta e periculos aici când traversezi, mai ales cum traversez eu, că nu-mi place să stau la stop. Așa. Bă. Și caut cu Vărus, venim și noi să mâncăm ceva de pe stradă, gen, nu găsim un mercado, adică un street food market. Și vine cineva, vine un tip lângă noi și spune, unde putem o scomer algo, unde putem să mâncăm ceva? Și face la ce, ca, păi mai încolo, nu știu ce piață, bă, și mă duc cu Vărus într-un loc.
în care eu sunt convins că ăia nu văzuseră în viața lor. Ăia nu văzuseră în viața lor turiști în acel loc. Deci după cum s-au uitat la noi oamenii, eram convins că nu au văzut viața lor turiști. Am stat acolo, am mâncat ceva, am venit acasă, a fost ok. Am dormit într-o cameră din asta de lemn. Mi-aduc aminte că am urcat eu un video de acolo. Am mers cât de cât decent, netul în 6 ore. Deci în 6 ore dintr-un hotel în San Salvador, care nu cred că valora mai mult de $5. Am reușit să apodez un video. Și senzația de atunci nu am mai avut-o nicăieri până acum. Deci este pentru prima oară. Mamă, ce stabilizare are iPhone-ul. Bă, deci voi nu știți, acum eu nici măcar n-am cred. Nici măcar n-am grijă la cum filmez. Deci haosul pe care l-am și, nu știu, senzația de unsafe pe care am trăit-o acolo, bă, nu am mai trăit-o niciodată. Deci până acum. Și vă zic că merg pe stradă, acum fac video ăsta, vorbesc cu voi, eu parcă sunt mega confident, dar mă uit în stânga și în dreapta pentru că mi se pare că aici ți se poate întâmpla orice, oricând. Ia uite. Și cum mai apar locuri de genul ăsta care chiar sunt drăguți. Uitați-vă la asta cum arată. Un restaurant. Am înțeles că multă lume recomandă să nu faci greșeala de a spune ăstora că sunt, bă, că sunteți similar cu indienii, adică cu oamenii din India, pentru că se simt jigniți. Ia, și camera de pe față, evident că dă mega fail și nu am, da, mă, pentru că nu ai blitz, dar mi se pare că se comportă de decent. Nu știu cât mai am de aici, cred că mai am undeva la un kilometru. Când am plecat dinspre cafeneaua la care am stat astăzi, îmi scrie că am 5,5 km până la cazare și am o problemă. Am bani, doar că am bani foarte mari. Ca idee, am plătit 400 pe taxiul până la cafenea și am numai banote de 5.000. Aveam 400 în momentul în care am ajuns, i-am dat lui 400 și nu am mai avut încă 400. Mamă, uite ce murdare. N-am mai avut încă 400 să iau un taxi de acolo, Uber, nu știu de ce dracu, nu l-am, trebuie să-l activez aici. Și te-am spus, hai să mergem pe jos. Decizie deloc rea. De exemplu, uite asta ce e. E un altar care e închis cu lacăt acolo. Dar și mai interesant. No? Ah, ok, sorry. I'm sorry. Da, mi s-a spus că o să fie mulți oameni care o să facă treaba asta, că nu o să te lase să filmezi. Ha. Dacă vă uitați la videourile lui Drew Binsky, a pățit el chestia asta prin Africa, că în momentul în care pornea camera și filma ceva. Da, bă, oamenii nu sunt foarte prietenoși aici. Asta ce e? Așa, un restaurant. N-am mai pățit până acum în Asia să mă întâlnesc cu cineva pe stradă care să-mi fac așa destul de incisiv și agresiv. Dom'le, nu filma pe aici. Da. Trebuie să avem grijă. Și acum, uitați, am găsit o spălătorie auto. Ce vă arăt și eu, frate? Deci eu vin să vă filmez, să vă arăt spălătorie auto. Ești nebun? Nimic special. Doar uitați-vă dacă vreți să vedeți fețele oamenilor, cum se uită oamenii la mine. Asta e cel mai interesant lucru. Că în general ești obișnuit atunci când vine Asia și, nu știu, pornești camera și filmezi, arăți ceva, ești obișnuit oamenii să vină, să te întâmpie, să te întrebe, să fie prietenoși. Ăștia aici sunt mai grumpy, așa. Închidem acest vlog aici pe bulevardul principal, unde avem ceva lumină, și vreau să vă spun că aceasta este printre puținele țări pe care le-am vizitat pe această planetă, despre care pot spune că am senzația că e posibil ca la fiecare colț cineva, adică e posibil ca cineva să-ți dea în cap. Nu e un sentiment plăcut, nu pot să zic că mi-e frică sau ceva de genul ăsta, dar într-adevăr nu am mai pățit, rar se întâmplă să mă gândesc la așa ceva în momentul în care călătoresc. Să sperăm că totul o să iasă bine. În momentul în care voi pleca din capitală, cred că lucrurile o să fie mult mai bune, pentru că de obicei în țările subdezvoltate, capitalele, bine, și în astea bine dezvoltate, capitalele, orașele mari reprezintă pericolul, în timp ce zona rurală
sau o montană, așa cum o să fie cazul. Ia, poate, de fapt, stați puțin, că sunt prost, că poate să fie și rurală și montană același, știi? Ia, mă, ce e aici? Ia. Ești nebun, cum ar fi să fie de aia o... ceva de... Asta e un spectacol, mă. Să uită oamenii la tine, ești, frate. Sunt frumoase tot unele, dar se uită oamenii urâtă, dubios la tine. Știți care e strategia mea în momentul în care am locuri de genul ăsta în care știu că s-a părat să ia cineva de mine că filmez? Bine, acum filmez și cu ăsta, cu flash-ul, asta e problema. Știți ce fac, frate? Mă bag super repede, fără să-i las să se prindă și în momentul în care s-au dezmeticit, eu deja am plecat, știi? Nu te duci să ceri aprobarea, că dacă ceri aprobarea o să te întrebe cine ești, ce faci, de ce filmezi, de ce vrei să filmezi și evident că nu o să te înțelegi că e. Da, deci să sperăm că lucrurile o să fie bune și să sperăm că o să scap cu viață din această țară, nu mă glumesc, o să fie bine. În fine, ok, gata a fost. Gata a fost. Asta a fost ce vorbeam despre chestia aia cu rural montan. Na, că o să plecăm din această metropolă, probabil că lucrurile o să fie mult mai bune. Vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine, vă iubesc, ne vedem și pe Instagram, Cătălin Backpack Your Life, la revedere, pa, pa!